Bine v-am găsit, dragii mei! Aceasta este etalarea, mesajul pentru ziua 1 iunie. Bine ai venit, iunie! Cartea pentru ziua aceasta frumoasă, și este și o carte frumoasă, care vorbește despre compasiune, despre blândețe, despre a spăsa, despre empatie, despre acceptare. Este chakra inimii. Important, frumos, un mesaj de început de lună, foarte simplu și totuși atât de important. Compasiunea, acceptarea, să fim mai blând, să fim mai empatici, să ne conectăm mai mult cu inima noastră, să fim mai dedicați emoțiilor noastre. Dar să vedem mai bine că are și chakra inimii anumite atribute. Evident, iubirea, acceptarea, conștiința universală, echilibrul emoțional, iertarea, relațiile, ca și cristale, avem cuarț roz, rubin, malachit, da? Activități care pot armoniza chakrele inimii, avem exercițiile de respirație, meditația ghidată, să-ți exprimi dragostea, să permiți să fii iubit necondiționat, dar și să oferi această iubire necondiționată. Să oferi poate un masaj, atingerile sunt importante, să faci ceva ce te face fericit, să fii pozitiv și să scrii lucruri pe care le iubești despre tine sau ceilalți. Citisem într-o carte despre dezvoltarea personală, chiar așa se numește, cele 15 legi ale dezvoltării personale și era parcă la legea oglinzii, la un moment dat spunea că trebuie să scrii vreo 100 de lucruri pozitive despre tine, care îți vin în minte și dacă ți-e greu, înseamnă că ai o stimă de sine mai scăzută sau în orice caz n-ai o stimă de sine așa crescută și ar trebui totuși să-ți vină ușor să scrii acele 100 de cuvinte pozitive despre tine. Dar dacă nu, atunci ăsta este un exercițiu foarte bun, să scrii 100 de cuvinte despre tine pozitive, iar asta o să te ajute să-ți mărești estima de sine și să ai mai multă încredere în tine. Interesant. Și dacă nu îți vin acele cuvinte, să stai până când o să-ți vină toate acele lucruri pozitive despre tine. E un exercițiu și ăsta. Să vedem. Cartea spune să te liberezi, să accepți cu blândețe evoluția ta. Calea ta adevărată și care te va duce mai departe este calea spre compasiune, calea compasiunii. Și este timpul să ai compasiune cu tine, să-i tratezi cu aceeași iubire și acceptare și pe ceilalți. Exact cu aceeași iubire și acceptare pe care tu o folosești sau le folosești pentru tine. Să vorbești cu tine într-o manieră iubitoare, să te încurajezi, să-ți aduci aminte că ești un om și că înveți, crești și evoluezi în fiecare zi. Să te onorezi pe tine și pe ceilalți cu compasiune. Apelul către compasiune este un apel la a accepta oamenii și situațiile pentru ceea ce sunt. E nevoie de a lăsa dorința de judecare deoparte. Da, frumos. E bine să ai compasiune și față de ceilalți din jurul vostru și să oferi binecuvântare. Uite, o altă idee pe care am văzut-o undeva și mi-a plăcut foarte mult și dacă îmi place ceva, vreau să dau mai departe. Văzusem pe Instagram o postare interesantă de la un domn care este, mă rog, din străinătate, este și speaker motivațional, se ocupă și partea asta de afaceri și așa mai departe și spune la un moment dat că dacă vrei să ai și tu chestii de-astea foarte mari și importante pe plan financiar, dar nu neapărat dacă vrei, ci pur și simplu te întâlnești cu persoane care au foarte mult venit sau au foarte mult venit sau au foarte mulți bani sau au chestii prețioase, mașini, case, afaceri interesante și așa mai departe. Și te întâlnești cu aceste persoane să le binecuvântezi. Să le binecuvântezi afacerea, să le binecuvântezi pe ele, să binecuvântezi omul, să binecuvântezi ceea ce face, să binecuvântezi
modul în care are succes și așa mai departe, pentru că tu prin chestia asta vei atrage și tu la rândul tău acel lucru și nu vei nega chestia asta, adică nu vei respinge ceea ce el face, ci din contră vei oferi subconștientului tău ideea că poți și tu. Poți și tu să ajungi acolo și o integrezi în așa fel, o aduci în câmpul tău vibrațional. Deci foarte frumos. Are de-a face și cu mesajurile astea, cu compasiunea, empatia, acceptarea, blândețea și grija. Da. Binecuvântați astfel persoanele din jurul vostru. Sau, da, cu energie pozitivă, cu energie frumoasă, cu energie calmă, blândă. Hai să luăm și niște cărți. Magician. Nom de spade. Justiția, eremitul. Justiția și eremitul. Mai aici poate să fie vorba despre o situație mai care ține de partea sa legală, de lucrurile astea care țin de cinste, de echilibru, adevăr, da, justiția, adevărul, clar. Eremitul poate și el în căutarea adevărului, poate voi sunteți într-o căutare a adevărului vostru sau în relațiile voastre, în comunicarea voastră și poate că răspunsul e mai ușor decât v-ați imaginat. Mie mi se pare foarte interesant așa puțin pentru că vorbeam despre chestii așa super flower power drăguțe și brusc apare justiția și eremitul. Mie mi se par cărți grele de citit. Cărți grele de, nu de citit, de înțeles așa. Arcane majore mai cu semnificații mai grele. Da, eremitul e într-o căutare de asta super profundă, spirituală. Pe calea sa, pe calea adevărului, este mânat de ceva, de o dorință, de steaua respectivă, da? E ghidat. E cineva foarte, foarte închis. Justiția e rigidă. Este mai rigidă. E ca și cum, nu știu. Nu vă complicați aiurea, probabil ăsta e mesajul cel mai banal și foarte sincer și direct. Acum nu vă complicați în chestii, nu vă complicați în foi, în hărțocării, în a avea ultimul cuvânt, în a avea dreptate, pentru că mesajul aici e foarte diferit, adică e acceptare, blândețe, empatie, compasiune. Poate trebuie să oferiți mai multă compasiune la locul de muncă. Mie nu mi se pare normal să neglijăm natura asta profesională. Eu observ așa o chestie, o tendință în societatea de astăzi, că se neglijează foarte mult energia de la locul de muncă. Acolo nu e neapărat gata, mă duc doar să fac bani și atât. Nu, și aici mă refer de locurile astea super standarde de muncă, unde te duci fizic, nu neapărat că lucrezi de acasă, chiar te duci fizic la locul respectiv de muncă și ai de face cu oameni, cu clienți, cu... Știu cum e să lucrez cu clienți, știu cum e să lucrez într-un colectiv și se neglijează foarte mult partea asta spirituală. Eu observ foarte multe persoane care, când sunt la jobul ăla, parcă nu au nicio tendință să se curețe de energiile lor negative din celelalte zile, mai ales dacă lucrați cu clienți. E foarte important să vă curățați energetic când veniți acasă de energia din ziua respectivă. E foarte important. E foarte, foarte important, mai ales dacă aveți de-a face cu foarte mulți oameni sau, în orice caz, aveți de-a face cu un om, doi, trei în ziua respectivă și e important să vă veniți acasă și să vă purificați, să vă acceptați, să începeți să mulțumiți, să începeți să vă bucurați, să faceți meditații ghidate, să vă atingeți inima, chakra inimii, că tot avem aici inima. Sau oricare altă chakra care simțiți că e blocată. Să vorbiți cu corpul vostru, să vă eliberați. Uite, da? Exact ce ziceam, justiția care e foarte rigidă, care poate să reprezinte și un cadru de ăsta foarte profesional, foarte bine
ancorat în societate și în lumea noastră, că le sunt legi peste tot și așa mai departe, se duce acasă, se duce, are și o perioadă, are și un moment destinat ei. Simplu. Are și un moment sau după ce efectuează acele sarcini administrative, da, legi, partea asta, mai pompoasă, vine acasă și sau vine acasă oriunde, poate și la job. Are un moment și pentru el, pentru ea, un moment dedicat creșterii sale spirituale, eremitului, ce să mai e eremit. E psihastru, e cu el, cu gândurile sale, e în izolare și dorește chestia asta pentru că vrea să evolueze, să se purifice, să afle ceva. Deja, o să-i mesajul meu aici. Nu știu, că de 1 iunie de obicei este liber. Dar în alte zile în care oamenii se duc la muncă, vă duceți la muncă, partea asta profesională, dar nu neglijați ideea asta, pentru că eu am văzut-o în multe locuri și chiar vreau să o dau mai departe, să vă ofer și vouă această chestie. Dacă, mai ales dacă lucrați efectiv la un job de genul, nu sunteți antreprenori, nu sunteți de doar voi cu voi sau chiar și de acasă, dacă lucrați. Și aveți totuși a face cu oamenii. Să faceți chestia asta pentru că e important, pentru că energia voastră o veți da mai departe la alte persoane și tot așa, și alte persoane la alte persoane și tot așa, egregorul ăla se mărește și energia se răspândește și e importantă calitatea energiei, dacă e pozitivă sau nu. Deci faceți această curățare, purificare în fiecare zi. În fiecare zi. Clar, în fiecare zi n-ar trebui să exclude nici măcar o zi din viața noastră pentru meditație, pentru compasiune, acceptare, iubire, blândețe, acceptare și așa mai departe, iubire, blândețe, empatie, le zic într-una ca să intre în bine în minte. Eu aș implementa așa o materie la școală încă de la grădiniță, dacă ar fi după mine, ca un copil să învețe să mediteze în fiecare zi. Să stea 10 minute cu gândurile sale în fiecare zi, în fiecare zi, până când va ajunge la vârsta de adult și va gândi să facă chestia asta din propria sa inițiativă și să o facă neîncetat zilnic, pentru că e foarte important. Suntem un colectiv, suntem un întreg, suntem interconectați, suntem conectați unii cu ceilalți. Voi că vă uitați la mine acum, sunteți conectați cu energia mea și eu oarecum atrag prin energia mea pe voi. Vă atrag în energia mea și vă ofer și din energia mea. Și este important ce transmit, nu? Este important ce energie vă transmit eu acum, pentru că și voi o veți da mai departe într-un fel sau altul. Știu că etalarea s-a dus sau mesajul s-a dus puțin într-o zonă mai subiectivă sau mai așa, dar ăsta este mesajul și așa îl trimit. Câteodată e mai mult decât ce vedem aici în cărți, ar trebui să fie mai mult de atât. Eu cam despre asta vorbesc acum, compasiune, clar, în chakra inimii. Echilibru emoțional, iertare, importantă, foarte importantă și iertare. Poate să fie eremită, poate să fie nevoie de terapie. Da? Terapie. Poate este o zi foarte bună să începeți să faceți terapia aceea de care vă tot țineați sau pe care o tot aveați în minte și să faceți ceva în privința asta și e foarte important. Terapie de orice fel, nu știu. Pe mine mă atrage acupunctura în acest moment. Ca zodii avem balanță și fecioară. La baza pachetului am văzut magicianul, deci poate manifestați. Iar ca numere importante sau relevante în această perioadă avem 2, 8, 28, 11, 9, am văzut iarăși un 8 și 1. Dar o zi frumoasă este și 1 iunie, ziua copilului, cred că asta este și mai frumos, pentru că vorbește și chakra inimii despre
familie, despre copii, despre copilul interior sau în orice caz despre, poate trebuie să iertați anumite chestii din copilăria voastră, poate trebuie să vă iubiți mai mult copilul interior, să-l înțelegeți mai bine, să-l apreciați și mai mult, să-l învățați și mai multe chestii, să îi oferiți și mai multă compasiune și să-i vorbiți cu mai multă blândețe, pentru că poate n-ați avut neapărat unii dintre voi calmitate și blândețe în copilărie tot timpul și poate că astăzi este un moment și mai bun să vă conectați cu el, că este 1 iunie așa. Și 2 cu 8 ar fi un 10 care este tot un 1, deci e clar. Intenția să începeți ceva nou, poate intenționați să începeți ceva nou și cum am și zis, poate unii dintre voi chiar își doresc să înceapă terapie, poate. Terapie de cuplu, am simțit să zic acum, terapie de grup. Și să nu uitați să nu omiteți ceea ce am zis asta cu mediul profesional. Chiar este important să se ducă mai departe ideea asta. Eu sunt pro mediu de lucru sănătos, cu oameni sănătoși, cu oameni care sunt sănătoși energetic și care lucrează cu ei, pentru că până la urmă nu trebuie să fie o povară că te duci la muncă, în niciun caz. Trebuie să te duci din toată plăcerea. Eu am crescut într-un mediu în care nu am fost învățată 100% chestia asta. Deci știu cât de important este să ai asta, să ai și oameni care vin acasă de la muncă, care sunt fericiți că au venit de la locul respectiv de muncă și cât de mult te influențează dacă ai persoane care vin de la un loc de muncă pe care îl detestă sau nu-l plac atât de mult, nu se simt bine. Și da, e foarte importantă chestia asta. Te influențează enorm. Purificarea asta de undeva, dintr-un loc în care ai lucrat, poate și 8 ore, 10 ore, este foarte important. Și vă influențează inclusiv pe voi, da? Justiția, balanța, rinichii, rămitul fecioara, mi se pare că e sistemul digestiv sau pe acolo. Nu mai știu exact. Sistemul digestiv, poate și pare de a face și puțin cu inima, că a fost leu înainte de fecioară, care este cu inima și după ar urma și sistemul digestiv și partea asta pe lângă zona inimii. Deci, în orice caz, sunt importante. Afecțiunile sufletului, în mod special, de acolo pleacă tot de la suflet. Cam atât pentru voi, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.